Pe planeta noastră, unde e apă, e și viață. Cam asta e regula. Căutăm așadar planete care orbitează la distanța potrivită de stelele lor. La această distanță, marcată cu albastru, pentru stele cu temperaturi diferite, planetele ar putea fi suficient de calde ca apa să existe pe suprafața lor, sub formă de lacuri, oceane în care ar putea exista viață. Unii astronomi își dedică timpul și energia găsirii unor planete la aceste distanțe de stelele lor, distanța de aur, cum îi spun ei. Iată așadar patru lumi din sistemul nostru solar care ar putea să adăpostească pe viitor viața omenească. Marte. Marte este una dintre cele mai asemănătoare planete cu Pământul din sistemul nostru solar. Are o zi de 24,5 ore, calote polare care se extind și se contractă cu anotimpurile și o gamă largă de forme de relief care au fost sculptate de apă de-a lungul istoriei sale. Detectarea unui lac sub calota de gheață polară sudică și metan în atmosfera marțiană, care variază în funcție de anotimpuri și chiar de momentul zilei, fac din Marte un candidat foarte interesant pentru descoperirea vieții. Metanul este semnificativ deoarece poate fi produs prin procese biologice, cu toate acestea, sursa reală a metanului de pe Marte nu este încă cunoscută. Este posibil ca viața să fi existat pe Marte, date fiind dovezile că planeta a avut odată un mediu mult mai blând. În prezent, planeta are o atmosferă foarte subțire, formată aproape în întregime din dioxid de carbon. Aceasta oferă o protecție redusă împotriva radiațiilor solare și cosmice. Dacă Marte a reușit să rețină unele rezerve de apă sub suprafața sa, nu e imposibil ca viața să se fi oprit acolo. Europa. Acest satelit a fost descoperit de Galileo Galilei în anul 1610, împreună cu celelalte trei luni mai mari ale lui Jupiter. E puțin mai mic decât luna Pământului și orbitează în jurul gigantului gazos la o distanță de aproximativ 670.000 de kilometri, odată la 3,5 zile. Europa e strânsă în mod constant și e întinsă de câmpurile gravitaționale concurente ale lui Jupiter, un proces cunoscut sub denumirea de maree. Cercetătorii cred că această lună e o lume activă din punct de vedere geologic, precum Pământul, deoarece puternica flexiune a mareelor îi încălzește în interiorul stâncos și metalic și îl menține parțial topit. Suprafața Europei este o întindere vastă de gheață sub care se află un strat de apă lichid, un ocean global, care e împiedicat să înghețe de către energia mareelor. Pe fundul acestei lumi oceanice s-ar putea găsi guri de aerisire hidrotermale și vulcani, ca pe Pământ. Astfel de caracteristici susține adesea ecosistemele foarte bogate și diverse. Enceladus. La fel ca Europa, Enceladus e o lună acoperită de gheață și cu un ocean subteran de apă lichidă. Enceladus orbitează în jurul lui Saturn și a ajuns pentru prima dată în atenția oamenilor de știință ca o lume potențial locuibilă, în urma descoperirii prin surprindere a unor geizere enorme lângă polul sud al lunii. Aceste jeturi de apă scapă prin fisurile mari de la suprafață și, având în vedere câmpul gravitațional slab al lui Enceladus, se pulverizează în spațiu. Cercetătorii susțin că acestea sunt indicii ale existenței apei în formă lichidă, nu numai că apa a fost detectată în aceste geizere, ci și o serie de molecule organice și, la fel de important, mici particule de silicat care pot fi prezente numai dacă apa oceanică a fost în contact fizic cu fundul oceanului stâncos. Aceasta este o dovadă foarte puternică a existenței orificiilor hidrotermale pe fundul oceanului, oferind chimia necesară vieții și surse localizate de energie. Titan. Titan e cea mai mare lună a lui Saturn și singura lună din sistemul solar cu o atmosferă substanțială. Prezintă o ceață groasă portocalie formată din molecule organice complexe și un sistem meteo care are la bază metanul la locul apei, complet cu ploi sezoniere, perioade uscate și dune de nisip de suprafață create de vânt. Atmosfera este formată în principal din azot, un element chimic important utilizat în construcția proteinelor în toate formele de viață cunoscute. Observațiile radar au detectat prezența râurilor de metan lichid și etan și eventual prezența criovulcanilor. Caracteristicile acestora sunt asemănătoare vulcanilor de pe Pământ, cu precizarea că erup apă lichidă și nu lavă. La o distanță atât de enormă de Soare, temperaturile de suprafață de pe Titan sunt extrem, în jur de minus 180 de grade Celsius, mult prea reci pentru apă lichidă.
Cu toate acestea, substanțele chimice abundente disponibile pe Titan au ridicat speculațiile că formele de viață care ar putea avea o chimie fundamental diferită de organismele terestre ar putea exista acolo. Biosfera Pământului conține toate ingredientele cunoscute necesare vieții așa cum o cunoaștem noi. Iar în linii mari sunt apa lichidă, cel puțin o sursă de energie și o serie de elemente și molecule utile din punct de vedere biologic. Dar descoperirea recentă a fosfinei, cu posibile origini biologice, în norii lui Venus ne amintește că unele dintre aceste ingrediente există și în alte părți ale sistemului solar. Inclusiv gheața de pe o suprafață a unei planete, cum e Marte, e foarte importantă pentru climă. Ea absoarbe lungimi de undă ale luminii mai mari și mai roșii și reflectă lumină mai scurtă, mai albastră. Lumina roșiatică de la soare e absorbită în drumul ei prin gheață. Doar lumina albastră ajunge până jos. Apoi e reflectată înapoi sus spre ochii noștri și vedem gheața albastră. Modelele arată că planetele ce orbitează stele mai rece ar putea fi mai calde decât planetele ce orbitează stele mai calde. O altă contradicție. Gheața absoarbe lungimile mai mari de undă ale luminii de la stelele mai reci, iar acea lumină, acea energie încălzește gheața. Entuziasmul acesta al descoperirii fosfinei pe Venus a fost declanșat de faptul că pe Pământ fosfina, pH3, este produsă doar de organisme vii. Atenție! Mai departe, corelația a fost simplu de făcut în imaginația fiecăruia. Însă în știință lucrurile stau altfel. Când oamenii au început să se uite la alte planete având la dispoziție spectrometre din ce în ce mai performante, s-au gândit ce anume să caute. Unul dintre aceste lucruri este fosfina. Fosfina a fost descoperită și pe Jupiter, însă acolo, din cauza condițiilor extreme, vânturi, furtuni puternice, fosfina se produce în mod natural. Pe Venus nu sunt condițiile de pe Jupiter, deci fosfina nu s-a format în aceleași condiții. Echipa de cercetători care a studiat datele a eliminat rând pe rând și alte explicații ale prezenței fosfinei în atmosfera lui Venus. Însă acest lucru nu înseamnă neapărat că a rămas doar varianta că fosfina de pe Venus este un produs al organismelor vii. Pot exista și alte mecanisme de formare a fosfinei pe care nu le cunoaștem. Fosfina e o moleculă formată dintr-un atom de fosfor și 3 atomi de hidrogen. Pe Pământ, fosfina este asociată cu viața, cu microbii care trăiesc în intestinele animalelor, cum ar fi pinguinii, sau în medii sărace în oxigen, cum ar fi mlaștinile. E un gaz inflamabil, murdar, toxic, produs de bacterii care nu necesită oxigen. Acelea sunt anaerobe.